premieră va fi înființat în județul Sălaj prima școală de rock din județ. Inițiatorii proiectului consideră că o astfel de școală va avea rolul de a promova muzica de cea mai bună calitate. Nelu Brindia, liderul trupei Adria, este inițiatorul proiectului și consideră că o astfel de școală vine să promoveze muzica rock adevărată, dar și să explice diferențele genului, diferențe care creează de cele mai multe ori confuzie. Cred că e oarecum normal. Acum, din partea noastră a venit ideea din mai multe motive. Noi, în general, prin cultura proprie pe care ne-am format-o cumva în ani de zile, am învățat de la, așa zis, și mentori ai noștri din trupele străine, din occidentale în special, să fii un profesionist, sau să ajungi la stadiul adevărat de profesionist, consacrat, o faci abia după ce reușești să mai tragi pe cineva după tine, să mai ajuți pe unul altul, să ai niște copii, să zic așa. Nu este corect să ai un egoism de ăsta tipic, totul pentru tine, numai tu ești bun și nimeni nu mai are loc de tine. Trebuie să arăți din ceea ce știi și altuia. Or, în sensul ăsta, noi am încercat să mai facem un pas, deci spre profesionalismul ăsta. În ce măsură vom reuși? Vom vedea după ce începe să funcționeze proiectul. O școală de rock care își propune ce anume? Să vină cu o cultură a diferenței dintre metal, nu știu, heavy, să facă o diferență. Trebuie să recunosc. Există cei mai mulți habar nou care sunt diferențe dintre aceste genuri. Eu zic că sunt niște diferențe foarte importante. Enorm de importante. Enorm de importante și cel mai grav nu este că există diferențele astea. Cel mai grav este că niciunul dintre genurile respective, toate aparținând categorie sau subcategorie rock și metal, mă rog, sunt două diferențe, cel puțin două foarte mari. Dar problema este că toate se fac dezorganizat. La în țara noastră, ca atare și numărul de trupe recunoscute la, ce să zic, nivel mondial, suficient la vecini. Școala se va adresa inclusiv tinerilor cu talent muzical, dar și celor care pur și simplu vor să afle secretele muzicii rock.